Ați văzut imagini de la dejunul dat de Trump pentru președinții țărilor NATO care au alocat 2% din PIB pentru o armată? Adică s-a gândit Trump, bă, să le arăt ăstora că țin la ei, hai să le dau ceva de mâncare. Ăsta-i țăran, frate, face cadouri, gogoși, sandvișuri, vine la ziua ta cu șaorma, ia-mă la mulți ani. Nu, nu spun asta ca să-l taxez cu ceva pe Iohăniță, că doar n-avea ce să facă. Te cheamă animalul la masă, te duci, că după aia face urât, rage la tine. I-ați văzut la masă? I-ați văzut? Cum să-i pună, mă, frate, atât de înghesuiți? Dacă ridici furculița mai repede, îi scoți ochii lui domnul președinte al Poloniei. Dacă nu ești atent, mănânci din farfurie de la ăla din fața ta. Mai declanșezi, dracu, vreun război mondial. Cât de ridicolă e ideea asta. Oare cum ai abordat Donald la intrare? Ai dat 2% pe arme? Hai, intră, așează-te la masă, vezi să nu dai pe tine. Le-o fi pus și brățară de aia, ca la All Inclusive? Domn președinte, sper că ați băgat niște saleuri în buzunare, da? Mai aruncați pe la colț de stradă în țară, să fie de sufletul România educată. Știți ce zic? Da, că acum gata, de când cu România în armată, e altceva. Se descurcă domn președinte, a luat o șapcă, acum a fentat o masă. Ci că nu investesc americanii în România, investesc, bă. Au început cu domn președinte, normal, că de sus începi, de la cap împuți o țară. Ăsta, investești într-o țară, am vrut să zic. Mă rog, aici l-au prins pe domnul Iohannis când voia să fure bomboane din bradul reginei. Ce vrei, mă, îi se făcuse de ceva dulce și lui după dineul ăla și ar fi schimbat puțin gustul cu ceva. Bosule, vezi ce naiba faci pe acolo, cum te miști, că ești mare și rigid, să nu spargi ceva în casa reginei, că te țin ăia să speli vase până în 2021. Spargi un glob de la din bradul reginei, îi strici bugetul lui Orban pe 3 ani. Plătim ca neanicu la datoria externă. Și s-a mai discutat mult despre o altă poză, cea de grup. Da, asta. Și au sărit mulți, domne, ia uite, domne, ce fraier e Iohannis. Îl pun aia pe ultimul rând acolo, acu pe bune cocoș. Un să-l fi pus, mă, în brațe la asta bătrână? Și normal că în primele rânduri stau ăia cu țări mai mari, mai tari, mai mișto, că așa e viața. Cum ar fi ca pe ultimul rând să o pună pe doamna regină, nici să nu vadă nimic, să se uite printre cracii lui Trudeau? Și are aproape 2 metri animalul nostru. Da, mă, avem noi sensibilitățile noastre de băieți de la margine de oraș, săraci lipiți, dar cu coada pe sus. Ah, dar voiam să vă mai zic ceva. Domnul Iohannis e foarte șmecher. Neamț, neamț, dar cu talent de român în el. S-a bungit imediat, s-a orientat. N-a mâncat doar cu șmecherii ăia înarmați. A mai halit și la cantina ălora care dau 1% pentru armată. Oți? Îmi face o deosebită plăcere.